Aromele, culorile și farmecul Indiei pot fi trăite în acest weekend la București la cea de-a 15-a ediție a festivalului Namaste India, care are loc la Grădina Botanică. Peste 40 de expozanți vă așteaptă cu produse artizanale, cărți, articole yoga, îmbrăcăminte, bijuterii, mirodenii, ingrediente specifice bucătăriei indiene sau produse handmade de inspirație indiană. Aici la noi veți găsi o bucățică din India, zeitățile lor, pietrele lor, spiritul lor, bucuria de a trăi cu toate frumusețile pământului, după cum vedeți aici expus. Sunt o patră din pietrele lor. Aromele, de asemenea, specifice lor sunt santalul, moscul, trandafirul, iasomia. De asemenea, obiectele de cult ale lor, malele, mai exact. Și pe partea de boluri cântătoare, dacă le cunoașteți, vă așteptăm să le probați, clopoței care se folosesc în ritualul lor. La eveniment a fost prezent și ambasadorul Indiei în România, Raul Shrivastav. This is, I would say, the most important festival that happens in Romania. There has been a long tradition, this festival has been happening and it has been growing over the years. And this is one festival which brings together a lot of things, cuisine, culture, art. Îi așteptăm cu produse, cu accesorii de damă făcute handmade, făcute din rășină, de asemenea din argint și avem perle naturale, cercei și inele din argint, făcute de soția mea, manual. Ca de obicei, zona de mâncare este plină cu bunătăți indiene pe gustul tuturor gurmanzilor. Am pregătit mai multe preparate, putem să începem cu un aperitiv. Avem o ruladă de pui cu legume renumită samosa, un pateu de legume, cartofi, mazăre, stafide și condimente indiene. Festivalul Culturii Indiene Namaste India își închide porțile duminică seara.